Decizia Autorității de Supraveghere Financiară de a retrage autorizația de funcționare pentru Euroins, cea mai mare companie de profil, îi îngrijorează atât pe șoferi cât și pe administratorii societăților de servici auto. Unii reclamă că încă au bani de recuperat pentru reparațiile pe care le-au făcut în baza polițelor emise de City Insurance, alt mare jucător din piața RCA care a dat faliment anul trecut. Iar alții anunță deja că refuză să facă reparații pentru șoferii păgubiți de posesori de polițe Euroins. Nu mai reparăm de mult dosare de la Euroins, pentru că nu plătesc sau plătesc greu, parțial. ASF-ul nu ne ajută, așa că sub nicio formă. Reprezentanții serviciilor auto dau însă asigurări că sunt și unități care vor face reparații. Asta în condițiile în care Fondul de Garantare a Asiguraților a devenit administrator interimar al Euroins. Fondul a anunțat că va primi dosare de daune. Dacă vor fi colegi de-ai mei care nu vor dori să lucreze, clienții care vor fi păgubiți de posesori de polițe pe Euroins, dacă s-au întâmplat pe alocuri, dar cu siguranță păgubitul respectiv a găsit un serviciu unde să-și repare mașina. Euroins nu mai poate emite polițe noi, așa că brokerii se așteaptă ca tarifele RCA să crească și mai mult în perioada următoare. Dacă ne uităm în spate, în experiența de acum de ani cu City Insurance, tarifele au explodat în urma falimentului. Deci e clar că este nevoie de o intervenție a autorității sau a guvernului. ASF caută soluții pentru a preveni o nouă creștere a prețurilor pe piața RCA și ia în calcul revenirea la tarifele de acum un an. Lucrăm la o propunere de revenire la prețurile practicate de companiile de asigurări cu un an în urmă, în martie 2022. Dacă va fi adoptată de guvern, va face ca asigurații, cumpărătorii de polițe RCA, să nu mai suporte costul inflației din ultimul an. Mai mult, prețurile nu vor putea fi crescute peste valorile din martie 2022 pentru o perioadă determinată. Tarifele astfel stabilite ar urma să se aplice timp de 6 luni. Datele ASF arată însă că în februarie prețurile de referință ale polițelor RCA erau mai mari în medie cu peste 16% față de vara trecută, iar șoferii sunt la limita suportabilității. Asta e, cumpărăm polițe de mai scumpe ca în Occident. Ce sunt foarte scumpe. Voi descurca așa cum pot până la urmă. Dacă pot, dacă nu, nu mai merg. ASF mai ia în calcul să anuleze taxa de 1% din contravaloarea polițelor RCA pe care o suportă companiile de asigurări, astfel încât societățile să nu majoreze tarifele. Reprezentanții Euroins au anunțat deja că vor contesta decizia ASF de retragere a autorizației și de declanșarea procedurii de faliment.